Da, tati. Salutare, dragi prieteni. Așa arată greul pe 25. A patra? Sămânță glusa bază. Undeva la sămânat undeva la 200-250 de kg cu aproximație la hectar. A răsărit foarte bine, semana cu semănătoare din 59, din câte mi-am amintesc eu. Tata, cu semănătoare din 59, urmează acum, după Paște, să-i dau, să-i mai dau cu niște azot, nu știu dacă s-a observat pe filmare, acolo unde a băltit un pic apa, acolo și acolo, e mai micuț. Da, tati, acolo, da. Hai, du-te tu înainte, du-te tu că vine și tati. Du-te tu. Am ieșit cu băiatul la aer și am zis să... Dacă tot sunt florile astăzi, să ne uităm și noi, să aruncăm și noi un ochi așa la grâu. Că n-am mai venit de foarte mult timp. Ia să intrăm și în el pe aici, pe urmele, pe unde i-am dat cu insecticid, fungicid și erbicid, să vedem cât este de mare. Este trecut de genunchi. Deci aici, pe urma asta, este trecut de genunchi. La băiat îi vine aproape până la piept. Haide, tati, să mergem așa până la cap. Da, tati, du-te tu înainte, că vine și tati. Da, tati, da. Și cam asta e. Acum aștept să se termine cu semănatul la porumb. Mai sunt cam de vreo 3 zile de semănat la porumb. Și după aceea să mă apuc de combină, să o pun la punct, că de recoltat se vede că aș avea ce să recoltez cu ea. Și acum asta e. Deci, eu vă salut și până data viitoare, numai bine, să fim sănătoși și la mulți ani tuturor ce poartă numele de Florin, Florina, Floricel, Floricica și așa mai departe. Aici am pus floarea soarelui, dar fiind rece afară, momentan nu a răsărit. I-am dat și cu erbicid imediat pe semana, dar fiind locul prea înierbat, nu a ieșit. Hai, tate, să mergem la... Nu și-a făcut efectul cum trebuie. Erbicidul și cam asta e. Eu zic că se vede destul de ok. O să-i mai bag azot după Paște, să anunță ceva ploi. Am băgat insecticid, fungicid, 3 litri de foliar. Am avut un pachet dintre acela pentru un hectar. Un pachet pentru un hectar, mi se pare că am dat undeva la 100 de lei pe el, care a conținut erbicidul, fungicidul, insecticidul l-am luat separat și folierul l-a conținut. Acum urmează să-i mai dau cu azot și tot așa insecticid, fungicid. Să vedem, ori îi dau cu îngrășământ, ori îi dau cu să-i mai bag folier. Dacă se poate băga 3 tratamente cu folier. 3 litri la hectar, între 3 și 7 litri să băgă la hectar. Eu și anul trecut a fost greu, frumușel. Asta e acum, vă salut și până data viitoare, numai bine!